Dar e o poveste de dragoste imposibilă despre un om bătrân și o femeie tânără. Deci nu e continuarea Este romanului, un salt niciodată. În timp și tot e o realitate? E tot realitate și este o poveste de dragoste aproape imposibilă, dar care dragoste nu e aproape imposibilă? Așa este. Domnule Chinceș, copilul Lelemer a văzut cum s-au încercat să se câștige bunăvoința magistratului. Da, Chinceș era primul. A văzut cum cei de la securitate din anii 50 au venit, au luat sau știa că tatăl său e mereu urmărit. Cum s-a simțit acel copil în acele vreme? Aproape deloc, fiindcă am avut niște părinți minunați care au creat un zid între lume și familia noastră. Deci, eram extrem de atent, am avut un unghi care a fost efectiv luat de mai multe ori de către organe, dar... Îl pomeniți și pe el în carte. Da, dar numai am zărit-o că ochii mamei erau plini de lacrimi. Asta era singurul semn și atunci sora mea și el erau mai mari și tot întrebam, dar eu fiind cel mic, eu eram cel mai menajat. Și în general, părinții ne-au apărat de ororile vremii. Bineînțeles, trăind, totuși știam când unul era dus și a apărut după 4 zile, după 4 ani, era, atunci reveneau niște oameni de la canal. Și, dar, încă o dată vă spun, noi am avut o viață pașnică în oraș, mic, pașnic, calm, liniștit. Ce s-a schimbat în orașul acesta ce ați văzut prin ochii copilăriei? Mi se pare că s-au schimbat oamenii, mentalitățile. E în bine sau în rău? În rău. În rău, valorile dispar, valorii adevărate, și sunt idolatrizate de mulțime valori absolut false și create așa, ad hoc. Cine devine? Lipsa lecturii? Lumea. Lipsa culturii? Lumea în care trăim. Lumea în care trăim. Dar dacă ne uităm așa, spun că e aceeași lume. Da, dar cum să vă spun, dacă deschizi astăzi un ziar și compari cu un ziar din, nu zic organele partidului, dar uitați-vă ce teme generale a avut omenirea atunci și ce teme are acum. Cine erau idolii copiilor atunci și cine sunt idolii acum? Nici nu știu. Idolii de atunci veneau din cărți, veneau din sport, veneau din scenă și acum vin din showbiz și din, mă rog, nu are zic, legătură nu practic cu ceea ce spuneați la început. Da. Internetul și televiziunea. Moartea rațiunii, încă o dată vă spun. Moartea rațiunii. Și trebuie să fim extrem de, extrem de atenți cu copiii noștri. Că școala, religia, Dumnezeul. Noi nu eram extrem de credincioși. Una la mână, tatăl meu, dacă era prins că merge la biserică, era dat afară. El fiind la un moment dat președintele Tribunalului Regional, deci efectiv nu avea voie. Dar totuși cu mama fugeați până la biserică. Cu mama fugeam și cu sora, că stăteam foarte aproape din biserică. Și în biserică îmi amintesc că totdeauna m-am calmat. De fapt și acum, la vârsta mea, într-o biserică și mă calmez. Uit un pic, uit să particip la meciul ăsta de box și te gândești la cel de sus. Și e o stare absolut specială, eu efectiv mă calmez în biserică. Unchiul dumneavoastră a fost luat, spuneați, de mai multe ori de securitate. Da. Povestea lui până la urmă unde a fost, ajunge? A murit tânăr, până la urmă niciodată n-a fost închis, numai a dus un pic... Mi se pare a fost și torturat de vreo 2-3 ori. Era o perioadă în care statul a vrut să adună tot aurul. Și atunci, despre cei care
se știa că au aur, dar nu era bogat deloc, era un contabil, a fost luat pentru zile întregi. Și mi se pare, n-aș vrea să mint, că n-am mințit, a fost și torturat să spună cine are aur. Erau și în Cluj, unde stăteam eu, era văduva unui bijutier, că au venit cu mașina, el a arătat ca în pod unde e ascuns, el a avut. Și cum covora scările, a făcut infarct și acolo a murit la 50 de ani. Spuneați că n-ați văzut decât lacrimile din ochii mamei atunci când era vorba de securitate și probleme, dar, și o să vă rog să-mi spuneți dacă e realitate sau nu, din carte reiese că tatăl dumneavoastră a încercat la un moment dat să scape, mergând în Sovata și să facă ceea ce îi plăcea cu adevărat, respectiv să cânte, să scape de presiunea care se pune pe umerii oricărui magistrat. Se pune așa atunci, se pune și acum. Înainte de cariera dânsului de jurist, deci după, în 46 el a fost ajutor de notar la Miercurea Nirajului și la un moment dat a apărut un țigan, un rom formidabil muzician, sper să nu jignesc pe nimeni, eu am mulți, adică nu mulți, dar am 2-3 prieteni și muzicanți și nemuzicanți rom, n-am nimic cu ei, e o altă discuție. Deci a apărut un violonist celebru din marea familie Bambo și a zis că, măi băiete, am auzit că tu știi cânta la pian, hai că mi-a murit. Nu așa a zis, nu mă mai urât. Că s-a dus pianistul meu și sâmbătă-i bal la Sovata. Hai la preot să vedem cam cum știi tu să cânți. Și s-a dus tatăl meu și ăsta a zis, nu e cine știe, dar totuși te iau. Cât te plătesc aici comuniștii? Zicea tata, nu știu, 400 de lei. No, atunci îți dau eu pentru o singură seară. No, hai repede. Și atunci tatăl meu s-a dus la Sovata. Era în toamna lui 45. Deci nu se știa, vin americani, vin comuniști, groza, mă rog. Și tatăl meu a petrecut acolo niște luni absolut formidabile. Zice că băiețele, era perioada cea mai fericită din viața mea. Deci zilnic, baluri, că este sfârșitul lumii. La un moment dat, maica mea din Miercurea Nirajului a trimis o telegramă. Elenberg, ori familia, ori țiganii. Semnează Margareta. Și atunci tatăl meu a organizat o festivitate de 3 zile, după care a revenit și începând de o zi de luni a devenit om serios. Deci a reușit, de acolo a început perioada de jurist și el a fost un jurist destul de apreciat. I-a călcat pe urmă fratele dumneavoastră mai mare. Nu s-a simțit ofensat de această carte în care îl prezentați, repet, haios de multe ori? Da, dar noi ne iubim enorm de mult toți trei și așa va rămâne cât vom trăi. Da, trebuie să recunosc și aici, cartea a ajuns la mine datorită domniei sale, altfel nu știu dacă ar fi ajuns sau cât de ușor aș fi intrat în posesia ei. După acei ani de copilărie, Kincea Schellemer, ați ajuns regizor, ați avut... Am ajuns prima dată actor și din 68 până în 75 am fost actor. O perioadă în care a fost o altfel de securitate. Care cred că v-ați întâlnit și aș vrea să-mi spuneți sub ce formă ați cunoscut, ați întâlnit acea securitate a comuniștilor. Un regizor evreu din Cluj, evreu maghiar, Otto Rapoport, și a depus actele să plece definitiv în Israel. Și atunci s-a organizat, bineînțeles, o ședință în care... Unii nici nu vreau să stau în acea sală cu această cutră, mă rog, ăla săracul tremura de frică, după care ne-am dus la celebru Colo Bar, care era la Cluj deasupra lui Melody. Și săracul ăsta, Rapoport, stătea așa tot distrus lângă o masă. Și cel mai bun prieten de al meu, Heia Sándor, a avut curajul să se ducă, să stea cu el la masă și eu am avut nevoie cam de o oră să-mi înving frica. Dar totuși am terminat seara pe la 12, 1
cu 4-5 actori care n-am avut frică, adică nu era era stigmatizat. Și aici, când eram directorul secției maghiare, era un domn care mereu venea și mă întreba, trebuie și habar n-aveam pentru ce, oricum atunci deja domnul Horog umbra prin străinătate și totdeauna întreba pe toată lumea că ce face Horog. Eu ziceam că face teatru într-un mod genial. E o perioadă mai în mult. Care de câțiva ani încoace se caută în arhivele care sunt puse la dispoziție, se caută și toată lumea caută să afle cine și cum l-a turnat. V-a fost vreodată teamă sau ați bănuit pe cineva din prieteni apropiați că vă toarnă la securitate? Nu că am bănuit, dar știu 2-3 oameni din anturajul meu mai larg despre care știu că erau siliți, erau să rapoteze, dar cum să vă spun, nu cred că îi înțeleg, dar da, așa erau vremurile, au fost constrânși, sper. Eu, conștiința mea este curată în toată treaba asta și am depus cererea să-mi văd dosarul și mi s-a spus că n-am dosar, mi s-a răspuns, dar culmea, în dosarul fratelui meu apare poza mea, dar băieții scriau că tipul cu care mereu se plimbă, nici atâta nu știau că eu sunt fratele. Deci nu erau, ori nu erau geniali, ori se prefăceau că nu știu cine sunt eu. E poză cu tatăl meu și cu el, tipul cu care se întâlnește în barul Mureșul. Deci asta e o mare problemă, dar culmea, fratele meu a devenit avocatul lui Tökes în, mi se pare, octombrie 89 și el a primit un răspuns după, mi se pare, după noiembrie 89, el, Kincheș, n-ați mai fost urmărit de organele noastre. Ăsta e răspunsul adevărat. Adică ăsta răspunsul. Deci Până atunci ai fost, dar după atunci pasparul, deci nimic. După e aceea... și un film în care familia dumneavoastră a intrat într-un conflict cu un politician local pe această temă a posibilei colaborări. Da, știți cum e în politică. E o lume extrem de ciudată. Eu, în ziua în care am învins Revoluția, Elliot m-a chemat în sala mică a Palatului Culturii. Hai că se schimbă lumea și m-am dus și pe scenă era domnul Mann și cu Elliot și în rândul unu un securist. Ăla aplauda cel mai tare. Și ziceam, dar mi-a făcut el, așa sunt vremurile. Se rămână, vă mulțumesc, atât de dur a durat, cariera mea politică, după aceea am fost în CPUN și eu de vreo 2-3 ori și atât. Atât e absolut suficient. E o lume străină de mine, dar din nefericire zilnic simt nevoia să am păreri. De intervenit nu pot, dar am niște păreri foarte proaste. Nu cunosc politician, nu zic partide, organizații din această țară despre care să nu știu cel puțin o porcărie, mai mică sau mai mare. Sunteți o sursă excepțională în condițiile acestea pentru presă, dar sunteți hotărât să vorbiți? Nu, dar de ce să vorbim? Una la mână, nu sunt întrebat pe nimeni, nu interesează părerea unui regizor, dar nu am încredere în politicie, vorba lui. Strică omul, politica strică omul. Scaunul de politician te strică.